Cu dreptul am pășit în luna lui Cireșar. Vlade, de ce se numește oare luna iunie în luna Cireșar? Că, atunci o scris Ion Creangă la... Furat de Curat Cireș? cireș amin, Aminte din copilărie atunci când fura a, să a, urca de-l bătea tușa mărioară? Sau cum, da? Sau okay, e luna Bitcoinului. E Bitcoin. Pentru cei care au livadă, este luna milionar, nu cireșar milionar. Vedeți cireșele astea? Mă scuzați, nu sunt misogin, sunt doar sincer. ca anii femeilor. În mai, dacă ai cireșe, ești milionar. În iunie, pe final, dacă ai cireșe au apărut caisele. Așa e și cu vârsta femeilor, da? La început, proaspete, scumpe și după aia mai lăsăm și de la noi. Numai guvernanții nu cedează nimic. De ce credeți că ne-au dat acum 5 zile libere? Ca să-și mai mărească ei ceva, să mai mânărească ei ceva. Nu le-ar mai ajunge. Nu, no, ne ajunge și o cafea bună primită pe buymeacoffee.com cu bendea. De la cine credeți? De la Călin, care el face naveta, fiate în Vlad, face naveta între Chicago și San Francisco și se uită la clipurile noastre. Ce viață! Ce viață grea! Să mergi atâta cu metrou sau cu mașina pe autostradă. E autostrăz! Păi da, ce să facă și ei? În 300 de ani atât au făcut autostrăzi și război. Doamne ajută! Mersi Călin! buymeacoffee.com slash Nicu Și în sfârșit a fost nunta, mult așteptată nunta între artistul Smiley și Gina Pistol. Ea nu e artist, dar e personalitate publică. S-au căsătorit, au respectat tradițiile, ci că noaptea care a precedat nunta, Smiley a dormit separat de Gina Pistol și Gina Pistol a fost virgină, chiar dacă a născut o fetiță, a fost virgină până în a doua zi, până a doua zi o nuntă foarte frumoasă, 100 de euro meniu la 300 de invitați, 30 de mii de euro. Oh, numai nu numai meniu. Nu e rău. s-au dat. ce invitați scos, s au scos, o triplat. s -o triplat, da. Păi da, mai vin și de ăștia care sunt din partea miresei, care nu cinstesc de atâta, dar din partea mirelui ci că pus bine. Uh, au avut și tort cu patru etaje, mă. Tort cu patru etaje, dacă era bog, lua liftul. s-au uh, <laughs> distrat, s-au simțit bine, au cântat azur ori mai cânta ceva maneliști, o zis Gina Pistol, nu mă interesează cine cântă, numai să nu cânte Smiley. <gântări> <gântări> Bă, zice, măcar la nunta ta nu, să nu cânti. Andrea Andreea Esca, ci că s-a rupt pe ringul de dans. S-a rupt în figură, a dansat, bravo e, de toți banii, ci că a pus 300 de euro. Bă, Esca, nu ți rușine, miliardarul. Acum ce că o negocia la sânge un contract să apară fică sa la a, a America Express, la Antena 1. Îți dai seama ce bani o lua de pe ei. Ea de la ProTV știe cum să negocieze. Bravo, bravo. Mă, unde sunt bani? Mulți vin și mai. Nu ca la noi. Și Smiley și-a pierdut buletinul după nuntă. Și i l sau lui? Lui i a că trecut pe numele el. Pistol. Crezi că Smiley Gina. Smiley Gina. Andrei Marin. Andrei Marin. Andrei Maria. Așa-l cheamă pe Maria-i nume de fată. Sau Andrei. Nu știu. Dumnezeu. Gina Pistol. Andrei Maria. Să fie sănătoși casă de piatră sau ca să de-aia mai ai puturoasă să nu-și bage nimeni nasul în ea, să fie fericiți și să mai facă un frățior fetiției pe care deja o au. David Popovici, campion mondial, campion european, campion și lua Bacu. A fost o sesiune specială, ăștia, ceilalți elevi nu știm că nu ori da Bacu, dar ăștia olimpici, au luat Bacu cu 8-5-6, îți dai seama, bă, când zici Popoviciu, campion mondial cu record mondial, ăla fără 10-50 nu iese din Bac, nu? 8-5-6. Păi dacă nu a avut timp să iasă din bazin nu au avut timp să ia. 8, 5, 6 ar fi luat 10, dar nu au putut să descifreze din cauza picăturilor de apă. <laughs> <laughs> da, bravo, popo. Bă, atâta muncește că l-am văzut și în interviul acum după BAC când declara mulțumit, avea de la cască, de la bretelele alea, avea șanțuri. Aici. Și au zis că e mulțumit, 8, 5, 6 să scrie la psihologie, cumva o să o facă da seama că mai, mai, dau, vin și profesori și mai dau examene cu el la marginea bazinului, el îi mai învață niște scheme. Dar de asta zic, deci Dita mai campionul, nu? Ia 8, 5, 6 și zice că e super mulțumit, abia așteaptă să fie student. Și la pe vină ăștia de pe bistrița, de pe cu 10 la bac, să înscriu la business, îl gată cumva în 4-5 ani și după aia șomeri mândria asta română, 10 la bac. Nu, vedeți că și cu 8, 56? ideea e să știi că el e cu timpii și cu ăștia. Să știi la momentul oportun cât trebuie să obții și să fii mulțumit cu ceea ce ai. Deci, dragi părinți, dragi elevi, că urmează, o să fie examenele până la urmă. Nu vă stresați. Nota aia, chiar cunoștințele trebuie să le reflecte. Dacă Popovici a fost mulțumit cu 8,56... Uite-te la mine, 7,25. 7,25... Absolvent de început de trei facultăți, și nu mai zic, uitați-vă la mine. Am avut întâlnirea de 20 de ani de la finalul facultății. Nimeni nu m-a recunoscut. Păi ce tu ai fost cu noi? Că nu învățai. A, ce te-am văzut pe net. <laughs> pe net să ne vedem și noi cu bine. Share, subscribe, like, comment. Aștept la comentarii părerile voastre despre e important să ai 10 la BAC sau e ok să ai 8 și 5, 6 care îți reflectă cunoștințele, dar să te descurci în viață și să faci ceva ce îți place din care să poți și trăi. Weekend plăcut, profitați de zilele libere, că oricum parlamentarii noștri profită de pe noi trăzniar buymeacoffee.com slash cu Bendea. Aveți cuvântul, domnul Vlad. Nu dacă Popovici își poate lua un bac. Dacă își lua bacul, nu mai știa să note. <laughs> <laughs> Zi faină, numai bine.